2019, privind codul administrativ, în temeiul dispoziției articolului 96 alineatul 1 litera B, articolul 197 alineatul 1 și articolul 200 din ordonanța de urgență, numărul 57 din 2019, privind codul administrativ, dispune. Se convoacă Consiliul Local al Comunei Comunal în ședință ordinară în data de 26 aprilie 2023, 16, la sediul Consiliului Local, în Steaca și Comodorului, prin hotărâri privind aprobarea contractului de asociere privind finanțarea activității de protecție tip rezidențială a persoanelor cu handicap, 2 proiecte hotărâri privind aprobarea exploatării și valorificării masivului noastre din fond de proiectări proprietate de Comunii Steaca. 3. Proiect de hotărâri privind aprobarea cotizației anuale datorate din membrii Asociației Clubului de Acțiune Local, Valea Tăcușului Bacău. 4. Proiect de hotărâri privind stabilirea mandatului special al reprezentantului legal al Unității Administrative Teritoriale Comuna Mistreaca și către ședința Adunării Generale Acționarilor Sucii Campenu, Compania Regională de Apă, Bacău, ESA, din 29.05.2023. Proiect de hotărâri privind aprobarea desilei contractului concesiunii numărul 866 din 15.08.2004, lotul S210. Materia investiției la proiectul Mărindinie se comunică secretarul în Oficiul de Specialitate cu Consiliul Local, nu se ia acasă. Mai sunt de supunem la mai este altceva? Da, ăsta de ce trebuie să anul acesta ne-a venit 9 cupluri care au împlinit 50 de ani și tot în propunerea de ziua Comunei vom încerca să le deviem atunci ca să nu mai facem cum am făcut în alți ani de Sfânta Maria Mică, făceam această petrecere pentru aceste cupluri. De asta dată avem 9 cupluri și să aprobăm în așa fel încât până la 1 iulie să avem și ceea ce trebuie să oferim acelor cupluri. La punctul 3 avem un proiect de hotărâre privind aprobarea programului de activități organizate cu prilejul zilei Comunei Mănăstirea Cașin și a bugetului aferent acestuia. Da. Sunt 3 puncte. 3 puncte la ordinea de zi. Cine este pentru? Cine este la primul? Și ce de trebuie să fie ordinea de zi? Și după vă dăm doamna primar să... S-a aprobat procesul de urmă. Doar nu am văzut procesul de urmă. Sunt urcate. Au fost urcate și la data trecută și acum. Da, e drăguț. Sunt pe ei. Chiar vreau să am întrebat și cei care s-au uitat. Sunt urcate. Da, deci până la urmă și procesul de urmă la ședință. Asta cu apa care a fost ultima. Nu l-ați citit? A fost puțin de citit de data. Că nu a fost o ordine de zi singură, nu l-am văzut. Eu să vă vorbim partea cu cele trei. Da. Păi începem cu primul, cu contractul de asociere privind finanțarea activității de protecție de tip rezidențial a persoanei cu handicap. Aceste lucrări le luăm manual. Nu se trimite un model de contract de asociere rezidențial pe care noi suntem obligați, să zic așa, să susținem persoane cu handicap pe care le avem în comună. Deci, avem și un model de hotărâre de la Consiliul Județean, cu costul mediu lunar, și avem un procent de 35% pentru noi la comune. Ceea ce trebuie să suportăm privind contractul de asociere. Au fost puse pe e-mail toate datele de la Consiliul Județean. Da. Sunt niște formalități pe care trebuie să le facem. Este
am consumat deja pe 24, dintr-o nici am cu 8, așa eu. Posibil să nu fie acolo jocul acolo. Da, poate n-a spus să nu sună. Internet, da, posibil. E probabil, da, nu am intrat, 24. Da, nu am primit comentarii. Da, e un contract care îl semnă manual. Da, asta se știe, da. Dacă nu mai sunt discuții, hai să punem la vot. Cine este pentru? Cine este împotriva? Bun. Punctul 2. Avem aprobarea exploatării și valorificării masei rămânase din fondul forestier, proprietatea comunei Freaș. Avem adresa de la Ocolo Silvic, în care ne solicită aprobarea, exploatarea și valorificarea masei rămânase din partizele 0205 și 0210 de produse igienă cu un volum brut de 57,99 de metri cub, respectiv 167,27 de metri cub din comunitatea Mănăstirea Ca și ne da aici A41-238 de către Ocolul Silvic Mănăstirea Ca și conform proceselor tehnologice și a eficienței economice. Una e prin disculație și una e prin brădaci. Da. Conform amenajamentului, toate astea se fac curățenie. Supunem la vot. Lemnul ăsta, eu vreau să întreb. Așa. Cine îl scoate la vânzare sau cine beneficiază, dar cine pasă? Îl scoate la scoate Ocolul Silvic. Ei îl exploatează, ei îl scoate la vânzare și intră în contractul de administrat. Întrebam dacă poate să iasă cineva din comună, dacă are nevoie, un metru, doi cub, mare, să discut. Dacă sunt cerințe, putem vorbi, putem interveni, vin cu o cerere, dar așa cum vă spuneam și data trecută, și a rămas o mulțime de lemn de foc din partida de la Ghiună, care s-a făcut putea primări în numele unii. L-am adus noi pentru un viitor pentru foc. Tot ce a rămas acolo. Oricum, ar trebui să le mai puțin. Asta, bradul ăsta, ci... Da, aici ai puțin, că e odată 57 și odată 100... 126. Da. E puțin, e vorba de o curățire. Un culeabă de foc nu-i la îndemână o mătuit de asta. Deci asta. Nu-i la îndemână o mătuit. Știu că nu e obligat primăria să facă transport și așa, dar nu-i la îndemână o mătuit. Aici e tot treabă. Sunt persoane care nu au posibilități deosebite să vină cu camionul ei, cu pușul, eu știu, nu știu ce, cu tot felul de utilaje. Sunt persoane în vârstă, pensionari, care și-ar dori să ia la prețul ăsta, dar nu reușesc. Și așa e sistemul, nu că vai din ei cineva vinovat. Soluții trebuie găsite pe viitor. Veniți cu soluții în ședința Consiliului Local. Da. Așa vorbim de modificăm foarte. Nu, eu n-am spus, n-ați înțeles greșit. Deci eu n-am dat vina pe nimeni. Veniți cu soluții, da, și dacă considerați că sunt, ca o paranteză, vă spun că nici măcar acest lemn pe care îl avem aici, nu am putut să-l facem cu utilajul primăriei. Nu avem voie noi să cărăm lemn. Înțelegeți? E vorba de suma. E vorba de... Trebuie băgat în suma. Deci, da, sau transportul trebuie băgat în suma. Da, niște reguli la care trebuie vrând să ne... Deci noi. Deci primăria trebuie să respecte legea, că e și firesc să fie așa. Corect. Că altfel nu se poate. Dar trebuie găsit soluții pe viitor. Deci în momentul în care dăm lemnul, nu dăm noi, nu de-a mea, nici a dumneavoastră. Așa, când se vinde lemnul, trebuie găsită și partea asta altă care să ne vor... Nu știu, ne gândim. Duceți-vă. Ne gândim. Deci toată treaba e... Deci, fără să spun, treaba noastră nu ne-am putut căra nici lemnul nostru. Da, am înțeles perfect. Am înțeles perfect. Am înțeles. Deci toate astea le plătim și noi, unui agent care transportă lemn, pentru primărie, ca orice om care cumpără lemn. Inclusiv primăria așa cumpără. Am plătit un agent care să ne aducă lemn. Deci nu facem nimic care să... Da, cred că cu un agent trebuie vorbit și să facă... Cine va face muncă gratuită un agent? Am vrut să ce? Nu, nu, dar am vorbit să facă cineva muncă gratuită. Da, ar fi... Deci nu faci nimeni,
ăla e fundul home și ce faci. Deci nu există nicio soluție ca să nu. Nu sunt. Nu cred. Conform codului fiscal, nu poți plăti un agent de anumite taxe ca să prestezi de servicii. Nu, dar nici am fost vorba de plăti doar de să fie la îndemâna oricui. Deci, agentul care face transport, să se știe în toată comuna, domnul Ionescu. Da, da, avem atâția agenți pe raza comunei, da, care sunt autorizați de a transporta lemn. Asta e tariful lor, au și ei cheltuieli, nu? Nu poate nimeni să-i oprești la un preț. Dar nu ne-am obligat la un preț. Cum noi l-am reușit, nu l-am de mână oricui să ia lemn, doar toată lumea vrea să ia lemn. În cazul ăsta ar trebui să nu mai face reducere, nu? Nu am dat un lucru la prețul maxim, cu asta. Da, dar eu am dat maxim și transportul e același. E același lucru, transportul, care e problema. Cheltuielile omului respectiv sunt și mai mari, dacă stăm să socotim. Da. Bă, dacă nu mai vreți mai intervenți dumneavoastră, dacă nu vreau să vă zic eu ceva. Anul trecut am avut o discuție prin chestia asta cu doamna primar cu mașina. Mașina, într-adevăr, poate să ducă până la 20 de metri cu. Dar ea poate să fie autorizată. Este foarte simplu, chestiunea asta de autorizare la pe asta, la gata forestier de la Bacău. Vă spuneam că am trecut mă duc eu dacă nu vă știu. Lasă și o facă într-o jumătate oră. Autorizare. Ca să transporte mai mult de 20 metri cubi. Pentru că este foarte scump să lepi X sau Y cu mașina. Dar de ce credeți că la primărie ar fi mai... Poate tariful de la primărie m-a acceptat pentru populația, pentru că vedeți mașinile sunt... Da, dar să nu faci bază de profit. Nu e vorba, pentru că are bază de profit. Are bază de profit. Nu există niciun agent economic să facă bază de profit, nu omul ce din... Noi nu trebuie să avem și noi, avem și noi controlele noastre, nu ne jucăm cu utilajele. Credeți că putem să facem ce vrem noi? Nu, deci trebuie stabilit un tarif de la locul de unde să fie lemnul până în comună, cât ar să fie la oră, vorbesc la oră sau la kilometri, cum ați ia și nu se fie mai ieftin. Ce tarife avem la momentul ăsta pentru anumite lucrări pe care le vor cetățenii cu utilajele comune sunt apă de ploaie. Noi avem costuri mult mai mari pe acele utilaje, pentru că hai să ținem cont de vechime, de costul motorinei. Uitați-vă cum scoatem noi acum cheltuielile la reparația capitală pe care o avem în momentul de față, bolul escavatorul, da? Care vreau să vă spun că am luat-o de la mână și am ajuns la... Și nu e acasă nici la momentul actual. Trebuie să prindem un buget în cazul ăsta, cheltuielile neprevăzute. Ca să le prinzi un buget trebuie să ai bani. Și ca să ai bani trebuie să mai și primești. Și ca să primești, cu taxe de către încercăm fiecare să spune plătim taxe, trebuie să te gândești cât dai de an ca locuitor al comunei să însemne taxe pentru comună. Fiecare plătește până la 100 de lei pe an. Cel mult care are o casă mai nouă plătește de ceva mai mult. Ia gândiți-vă ce faci la vremea asta pe o suprafață atât de întinsă a unei comune, cu atât de multe necesități, cu atât de multe proiecte, să-ți rămână bani să faci și altceva. E ușor de spus. Hai să ne amintim, chiar vreau să ne amintim că n-am primit niciun ban la Consiliul Județean în condițiile în care TVA-ul, care trebuia să ne întoarcă Consiliul Județean, TVA-ul este al județului și al comunei, da? TVA-ul, aia era cota noastră care trebuia să reintre în bugetul primăriei. Nu trebuia să ducă la nu știu ce primărie, că l-a împărțit fiecare cum a vrut. Deci noi aveam cota noastră de TVA care nu s-a întors acasă de la Consiliul Județean. Deci trebuie să ne uităm. Noi mai avem într-adevăr niște bani pe care îi primim de la Guvern, de la Consiliul Județean, de la taxele locuitorilor, dar taxele locuitorilor v-am pus la dispoziție buget ca să vă uitați, să vedeți ce înseamnă colectare de taxe de pe teritoriul comune. Ca să putem să spunem plătim taxe. Plătim taxe pentru... Că așa se spun taxele în România, nu numai în România, ci pe tot globul ăsta românesc. Dar nu de acolo facem treaba, nu din taxele locale. Noi facem taxe din proiecte, facem bani din proiecte, facem bani către duci și bați la duși, acolo facem bani, ca să putem să facem ceva.
Și ca să ne întoarcem la cheltuielile astea, am mers pe un istoric. Că vrem să ajutăm, nici pomeneală că nu am fi de acord ca mănăstirile noștri să poată avea un utilaj. În cazul în care vor să se apice ceva, li s-a dat. A fost Kafka, a fost Bulldog, a fost... Și-am pus, să știți, că este o cheltuială minimă. Nu înseamnă că noi trăim sau de profit nici pomeneală. Noi îl avem pentru lucru pe care îl avem în grările noastre, ale comunei. Nu vă imaginați că sunt altceva. La momentul ăsta ne ducem cu ele înainte așa cum sunt. Le-ați găsit cumpărat. Într-o stare funcțională. Și trebuie să ne întrețineți. Că asta este rolul fiecărui. Corect. Dar ce? Și ce vrea să le aruncăm? Nu, asta vreau să zic. Ce înseamnă asta? Ce înseamnă asta? Că să-i punem piciorul la piedestal la cineva ca cumpărat niște utilaje? Nu, nu. Trebuie să continuăm. Asta e la urmă. Asta e firesc. Este firesc lucrurile. Asta e firesc cu dumneavoastră să le treține, să nu le-a cumpărat, dar nu le-a cumpărat. Ăla vă să vină să întrețin un bulbă. Da. Așa e să vă arăt de când e cumpărat utilajul și n-am avut nicio reparație făcută în mod organizat? Da, era funcțional. Este că a fost noi. Da. Normal că acum, nu mai trebuia să face, nu mai avea ce face cu el. Deci trebuia dus obligatoriu la reparat. Și mașina proprie trebuie să o duci și faci o regală. Asta am făcut noi la Bulldog Excavator și asta m-am adus la cunoștință. Corect. Da. Dar nu e problema că nici cetățeanul are 5 metri cubi. Ce face cu 20, să pună în mașină 20? Ionic, ce cum trebuie? 4. Păi, pe vorbea de ce se poate, de ce nu se poate? 4. Avem adresa de la ei.
ordinea de zi. Da. Aprobarea situațiilor financiare anuale ale societății încheiate la data de 31.12.2022. Aprobarea raportului anual al administratorului societății și implicita realizării bugetului de venituri și cheltuieli și a programului de investiții. Aprobarea repartizării profitului net al societății, prezentarea raportului anual, prezentarea raportului al comitetului de audit, al comitetului de nominalizare a remunerării constituit și 6 puteri cea personifice care va deveni formalitățile de publicitate și înregistrarea hotărârii adunării generale, ordinare și acționare în la Registrul Comerțului, precum și a persoanei care va semna hotărârea adunării. Care fiecare dată vor hotărâri de ședință în care vă împuterniciți. Da. Primarul să voteze. Deci v-ați scutat? Atunci, până la zi. Vom vota pentru. Păi vă poate buget, venitul și... Asta e. 5. Punctul 5. Avem un... o cerere. Mocanu Margareta. Prezint, vrea prin cererea aceasta să rezilieze contractul de concesiune din motive personale. Nu dă doamna niciun motiv, dorește să rezilieze, să nu mai plătească. Are plata la zi, avem aici documente de la taxe și impozite. Nu putem decât să fim de acord. Da. Atunci spunem la vot, să fim de acord. M-am întrebat dacă, în momentul în care se rezilieze contractul, cum se poate ca altcineva să fie? Să scoate la licitație. Vreau da. Să-ți aminte, avem o procedură foarte greoaie. În 2021 s-a început pentru că OCPI-ul nu mai voia să ne dea pe hotărârea de Consiliu veche nicio cadastrare în zonă și nu accepta ca nimeni să mai poată construi în zona respectivă. Da. Și am început atunci acel contract. E și o suprafață mare, dar suntem gata cu acel contract de a cadastra în proprietatea primăriei tot ce avem acolo. În momentul ăsta, vă aduceți aminte că am aprobat în ultima ședință. Unii au construit pe o suprafață mai mare și cel de-al lui a fost o suprafață mai mică. Alții, deci, cumva ne-a pus în legalitate, când mai aveai curse, mai mult cazul, și s-a terminat măsurătorile. Suntem în faza de act adițional cu cei care le s-au modificat dimensiunile lotului și următoarea etapă va trebui tot aici să ne adunăm, să pornim o procedură de a... Documentația. Întâi trebuie să vină un evaluator în care ne va spune el la ce preț tot el concesiona acel lot. Nu facem noi din capul nostru. Întâi avem un evaluator, după care se pornește procedura de licitație și vom anunța. Cereri sunt foarte multe, vreau să vă spun, într-o vin o mulțime de cereri, că sunt doritori pe loturile acelea. Din păcate, ne-am uitat, adică n-am avut când, avem o evidență și vom face anunț pe fiecare, se scoate la licitație, ies nu știu care, care vrea să ne pună, va fi o întreagă procedură. Și eu sper că anul ăsta să pornim totuși la muncă și pe scutarul, că e o pierdere de bani, dacă e să păi, e clar, e o zonă să, care mai vorbează taxe și impozite. Exact. Acolo e o sursă de venituri al primăriei. Acolo ar trebui să fie cum e la ca și la Îndrășești, acolo ar trebui să fie... Da, deci nu e concesiune acolo. Nu, acolo e vorba de proprietate. E proprietate. Da. Dar chiar și așa, acolo, tot o sursă de venituri și scutat. Da, este o sursă de venituri. Spre bucuria mea, adică mă așteptam ca chiar acei cetățeni care au luat loturile, că sunt chiar cu posibilități, să transforme în casă de vacanță proprie și nu numai, dar chiar să transforme într-o zonă turistică. Pentru că vreau să vă spun, terasa comunei, noi nu avem înregistrată nicio pensiune. Atunci, poți să spui că păi, să construiesc acolo dacă nu știți chem în domeniul
Sunt poporului Silviu. N-a venit la dumneavoastră. Asta se va rezolva. Asta se va rezolva. Speră. Și eu după aștept. Asta se va rezolva. Aștept de ceva vreme. Păi cred că dacă o așteptați, ar fi trebuit în 2004 să fie rezolvat, vă spărați. Legislația a fost mult mai ușoară decât este acum la partea de legislație. Și dacă chiar s-a știut, asta ar fi trebuit la momentul acela să încerce o atestare a satului scutarul dusă la minister, să nu credeți că e ușor. E mai ușor să stai pe scaun și să aștepți trece luna, trece anul. Și trece și mandatul. Ca să bați la ușile ministerului, eu vă spun ce muncă de om nebun a fost obținerea ordinului de ministru de a lucra în pădure. Nu mai spun să scoți un sat întreg. Nu credeți că e atât de simplu. Eu vă spun că a fost o muncă de om nebun ceea ce s-a întâmplat cu ordinul de ministru. Dar l-am obținut, îl avem semnat de ministrul mediului. Suntem în plin desfășurare cu proiectul de apă, după cum bine vedeți. Se lucrează într-un lim aler, de genul 300 de metri liniar de țeavă montată pe zi. Foarte bine. Foarte bine lucrează, de toată lauda mănăstirenii noștri care își dau silința ca să finalizăm proiectul de apă și să avem, așa cum și exprimau ei dorința și sper să nu întâmpinăm dificultăți în realizare, că dacă mandatul ăsta e clar că important e să nu se întâmple ceva prin pădure, să blocăm ritmul ăsta alert prin a găsi stânci și sigur vom găsi stânci în zona aceea, dar nu asta e. Asta nu e o problemă. Ei promit ca până în decembrie apa să fie în rezervoare, după care, bineînțeles, va fi la poarta fiecare. După aceea, e sigur, branșamente, noi în perioada asta vom face serviciul de apă, și vom reuși ca omul să aibă în casa lui apă, nu așa cum se induce în eroare lumea la momentul de față. Deci eu vă asigur că știu despre ce vorbesc, aș vrea să vă asigur că știu ce vorbesc, știu ce pași trebuie să fac ca să avem apă în casa la fiecare și vă asigur că vom face tot ce este absolut necesar să avem apă la robinet așa cum ne dorim de multă vreme. Da, să dăm și la punctul 5, nu să-l votăm, da? Da. Este pentru ca să aproape rezilierea contractului. Acum sunt pe trei puncte. Să începem cu trei puncte. Primul. Părintele Milu. Dacă tot am spus că cine nu cere, nu primește în ultima ședință, au venit cu o cerere la noi, prin care ne solicită pentru Biserica Sfinții Voievozi 10 metri cubi de lemn de foc și pentru Biserica din Pești încă 10 metri cubi de lemn de foc. Noi ce vom face? Tot se scoate, da? Lemn de foc prin ce am aprobat prin Consiliul Local. Vom face o hotărâre din Consiliul Local și o vom trimite frumos la poporul Silviu, iar ei din tot ce scot din pădure vor asigura pentru biserică 20 de metri cubi de lemn. Și e simplu ca bună ziua. Vă da? Da, da. Punctul 2. Avem 9 cupluri. Avem, ați văzut la raportul de specialitate numele celor 9 cupluri care fac 50 de ani pe raza comunei noastre. Trebuie să recunosc că sunt puține. Am început, am avut 35. Sau chiar mai mult, nu? 35. Da. Acum chiar sunt puține. Sau acum nu am avut 50. Când am avut 50 de ani? Nu, nu fost niciodată așa. Nu, tot 30 și 30. Dar... am avut 2. Nu știu, dar acești oameni vrem să îi facem să simtă și ei importanți că au ajuns la venerabila vârstă de, pe care o au și 50 de ani de căsătorie. Ne gândeam și facem și aici o propunere ca această festivitate să aibă loc în Căminul Cultural. Nu știu dacă... ar trebui să o facem pe lungă, tot aici putem hotărâi. Eu m-am gândit și dumneavoastră puteți veni să propuneți.
Pe cel mai invitat ar fi vine, atunci când avem acel simpozion cu o motivație istorică și care vom da și un mic recital ca așa în trecut, în Căminul Cultural, și le vom înmâna diplomele, suma de bani de 500 de lei pe cuplu, pe care am dat-o și anul trecut. Vom face diplome, flori, șampanii, așa cum trebuie onorați. Și propun, am pus încă ceva. Am pus aici ca sumă 7.000 de lei. De ce am pus 7.000 de lei? Când am pregătit tabelul, erau doar 7 cupluri. Între timp s-a auzit că se fac și au venit cu certificatele că sunt căsătoriți în altă parte, dar ei stau de 50 de ani aici. Da? Și încă două cupluri care au venit, stăm de 50 de ani în Mănăstirea Cașin, avem și noi 50 de ani. Și ne-am trezit foarte două cupluri. În anul trecut am avut surpriza ca în ziua în care am avut festivitatea să ne trezim cu un domn, zice, dar și eu sunt și nu mă găsesc în listă. L-am căutat în toate arhiva noastră și am constatat că unul chiar avea de toate ale 50 de ani. Și am lăsat o portiță fără să ne mai adunăm aici. De nu se cheltuie, să se rămână înapoi în buget. Noi nu putem cheltui decât pe un tabel semnat de loc de fiecare cuplu în parte și nu vor fi bani. Va fi primit în Căminul Cultural, tabel, plic, fiecare semnează că l-a primit. Și am pus această sumă de 7.000 de lei să nu mai avem o surpriză în următoarea lună. Și tot ce sunt de fiecare cuplu? 500 de lei de fiecare cuplu. Da. Se pune la vârstă și... Care sunt de lei? Și treilea, deci, printr-un hotărâre de Consiliu Local numărul 43 din 10 mai 2022 s-a aprobat ziua Comunei Mănăstirea Cașin ca fiind primul weekend din luna iulie. Tot aici am hotărât, da? Dar prin hotărârea de Consiliu Local numărul 13 din 5 februarie 2023 s-a aprobat bugetul de venituri și cheltuieli al Comunei Mănăstirea Cașin pe anul 2023. Acolo noi am pus în buget suma care ar trebui să fie repartizată pe Comuna Mănăstirea, pe ziua Comunei. Așadar, cerem aici necesitatea privind revitalizarea vieții culturale prin crearea unor evenimente inedite cu caracter repetitiv, având drept consecință dezvoltarea socială și economică a Comunei Mănăstirea Cașin, necesitatea organizării de evenimente artistice pentru creșterea atractivității și promovării zonei, propun spre aprobarea sumelor din capitolul bugetar 6702 Cultură, Religie și Revenie, în cuantum de 100 de mii de lei, astfel, servicii artistice, artiști de talie națională 50 de mii, servicii scenotehnice 20 de mii de lei, servicii pirotehnice 5 mii de lei, alte servicii și bunuri pentru organizarea evenimentului 25 de mii de lei. Mai propunem, ceea ce n-am făcut anul trecut, am fost cumva gratis pentru fiecare care a venit și a pus acolo, mă propunem încasarea unei taxe de închiriere teren de 6 lei pe zi, metru pătrat, din cei care vin la acest eveniment pentru a-și vinde agenții economice, da. Sunt necesare pentru acoperirea cheltuielilor privind organizarea evenimentelor cultural-artistice prin prestații artistice din partea unor grupuri și soliști vocali local, național și internațional, de asemenea pentru închirierea de echipamente scenotehnice în vederea desfășurării dansurilor și recitalurilor prilejuite cu ocazia sărbătoririi zilei Comunei Mănăstirea Cașin în perioada 30 iunie 2023. Ne-am gândit la un program. Pe 30 iunie 2023, la ora 18, un simpozion pe care l-am gândit personalități istorice pe plaiuri mănăstirene. Avem slavă Domnului despre ce vorbim la un asemenea simpozion. Vom avea, ca și anul trecut, invitația de seamă ai comunii care vor participa la această adunare. Și tot acolo am zis că vom da și acele diplome pentru cei care fac 50 de ani. În ziua a doua, pe 1 iulie 2023, noi organizăm, am fi al
încă de an. Deci 2020 s-a organizat, 2021, 2022, deci înainte până anul 2019. Ar fi al patrulea festival de etnografie și folclor Regina Maria, prin care coordonatorul nostru, plănarul Cristian și cu doamna Diana Preotese, ei participând prin țară la diverse evenimente, așa am făcut anul trecut, au invitat pe scena de la noi din mănăstire o mulțime de ansambluri care au bucurat lumea, au dansat, au primit diplome, au primit... asta ar fi ca și festival. După care, de la ora 19, avem un program artistic și până la ora 21. De la ora 21 la ora 22 avem discotecă la aer liber, așa cum am făcut și în anul trecut, în care copiii noștri chiar s-au bucurat foarte mult de faptul că le-am oferit o petrecere în aer liber. Pentru sâmbătă, aș putea chiar să vă spun cine va veni în zonă. E vorba de Angela Rusu, care va cânta de la ora 19 și de Narcotic Sound. E un grup de muzică ușoară, printre care se găsește fiul unui mănăstirean de-al nostru, care ne-a făcut o ofertă de nerefuzat, că își dorește să vină și el acasă. E vorba de Mirica, consăteanul nostru, Mirica Gheorghe, da? Băiatul lui care stă la Brașov și este în acest grup. M-a întrebat de anul trecut dacă nu poate să vină și el la Mănăstirea Cașii. În schimb, e un grup destul de măricea. Nu-i singur, vin mai mulți. Personal pot să spun că fac spectacol adevărat. I-am văzut la o rută și tinerii erau în extaz după muzica lor și sper că vor fi încântați tinerii noștri din comună să aibă și un gen de muzică de acest fel. Iar în ziua a treia, pe 2 iunie, program artistic, în care, bineînțeles, că vor participa cântăreții noștri locale, pe care știm, fetele noastre, pe care doamna Gabriela Comănici a făcut acel grup de fete totuși mândre trotușene, da, mândre trotușene, plus artiști care, cel mai important, părerea mea, e de spus plăieșii. De la ora 17 vor cânta pentru noi, pentru Mănăstirea Cașii. De la ora 19, scuzați-mă, de la ora 19. Vin plăieșii în grupul lor mare la noi, la mănăstire. Eu zic că va fi o bucurie pentru mănăstirieni să-i aibă. Și de la ora 22, foc de artificii. Asta este programul nostru. Veniți cu îmbunătățiri, veniți cu idei, veniți și într-o lună, pentru că mi se pare mult o lună, de eu vă spun că e puțin. Mi-am făcut aminte anul trecut, am lucrat cel puțin două luni la organizarea zilei comunei. Anul ăsta ne vine cumva mai ușor, că am avut o experiență și știm de unde să ne apucăm și ce avem din loc. Să pun niște afișuri. Vom face afișe, ca așa am trecut, le punem peste tot și le-am trimis. Vom pune poze cu toți afișii care participă. Programul post, da. Vom face și flyere, și am trecut am făcut, pe care le-am pus pe la magazine, pe la, le-am trimis și în oraș, le-am pus și pe autobuzele care merg la mănăstire și la un autogară. Ca lumea să știe, dar și am remarcat deja, chiar lumea știe că a fost o petrecere reușită la Mănăstirea Cașii, după numărul de telefoane pe care le primim și ne întreabă dacă anul acesta se mai organizează. Și ăsta e un plus pentru noi, cazul ăla. Da, ce mai? Eu aș zice că șasele era ca puțin.
Tu vin un producător de 10 metri pătrați, dai 60 de metri. Atât și dașul ăla cu 10 metri. Și când plătești eu, dar mediu fără. Părerea mea este că ar trebui să facă... Dar ce ne trebuie de mănăstirea ta și agenții cum am ieșit în plătească? Așa am primit, n-a plătit nimeni nimic. Să facă și contracte de sponsorizare, primărie, așa e și mai bine dacă face o sumă. Dacă vom găsi oameni care să accepte asta, cu mare grad, ar fi ideal. Numai că cu sponsorizările stă cam prost. Nimeni nu vine. Nu, dar ăla care spune acolo, cu aia... Sponsorizările au fost cam... Nu prea au fost la nivelul așteptărilor. S-au făitat. S-au făitat. Dacă vă duceați la momentul de la ora 21, bine nu mai avea nici scoțe la duminică. Au făcut vărzare la greu. S-au făcut banii cu duminică. Duminică, da. Și să nu zic eu de statului. Dacă așa suntem în România, vrem să facem 5 miliarde într-o zi. Să vă luăm în 5-2 ani. Corect. La un moment dat erau cred că 5 mili persoane pe mână. Nu știu dacă erau persoane să fie un vreau în care nu. Făcând o medie așa. Vă spune că am făcut ce s-ar face fără voci. Celălalt de la a rămas până mici, nu mai avea. Deci explicit vorbim. Da, bine, pe normal, aveți, dar bine, să se mută. Păi vine nu s-a spus că vine acolo. Dar vine doar să se instaleze. E vorba de tot ce zic. Aveți la nici bine. Nu știu dacă au fost oameni la festival, au fost din festival, că ți-au fost aici în duminică. Nu trebuie să te păcate. Ne era festivalul de aici. A spus că nu vezi așa. Cum nu? Păi și? Imediat. Era un lucru de 50 de ani. Aveți dreptate, da, e puțin. Da. Încetă. Hai. Nu mai știți ce... Am fost și eu pentru că am trecut. Și cu micuțele ăștia care la spectacol, chiar băiatul ăsta cu jitea pe șofier, acel copil în... Că ai luat dansurile astea cu... așa? Și cred că era sigur la copil sau ceva și mai ceva. Nu, 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 mă gândeam că ești, dar de ce? Păi, da, apă mineral sau suc? Nu știu ce. Nu, n-am fost, nu am fost, n-am toți copiii care au primit diploma, dar așa trebuie să spun, dar vreau să mă ascultați un pic. Toți copiii care au participat la festivalul de animale au avut din partea de a primării masă și apă. Și o sticlă de apă. De aceea au fost Păi trebuia să fie cineva, un organizator, ca să ne anunc cu brațele, să fie așa, la urmă. Au spus că ea și pentru colegi, și pentru colegi, și pentru colegi, de unde să știi cum te duce. Să fie fiecare. După aceea, chiar domnul Vice a vorbit cu domnul Blănaru și a zis așa, haide să le luăm într-un mod organizat. Să vină cineva care să ia pentru toți copiii, că ce ai jurul. Atâția. Ce este 93? Adică și-au luat treaba, dar la pomul și la revedere, nu-i vine două ori. La România, România trebuie făcut orice. Lasă-i constrânge, că n-ai ce să faci orice. Asta e soluție. Deci părinte care s-a făitat că fiica lui n-a luat apă, eu personal am văzut-o cu braț așa. Nu ți-am făcut mame, ce ceva s-a făcut? Și părintele ăla... Nu aveam niciun interes să vă spun acum. Plângea la un alt consilier că nu le-am dat apă. Iar eu, pe fata lui, am văzut-o cu brațul de-a fost. Au fost eu nu cred că am stat într-o apă. Eu zic că lucrurile au fost prea frumoase pentru o apă. Iar apă chiar a fost în frigider. Am adus frigider. Până la toată, până la toată, acum cineva acolo să distribui copiii, iau cu brațul. Pentru, potrivă, abține nimic.
S-a terminat cele trei puncte și se pare că avem, o să spunem la diverse, da? Da. Cine? Poți să scrie ca să primul la coordonanță și la așa. Domnul Igor, vrei să se părea pe nu? Da, și s-a rezolvat treaba, mă, în gata. Da, da, pot, s-a rezolvat. Briu. Deci, cine? Altceva de scutat? După petrecerea la diverse. După zilele cu